Bună, prieten, astăzi vă voi arăta un nou malware pe nume Anti-Malware Suite. Anti-Malware Suite e o clon al lui PC Anti-Malware, Windows Antivirus Pro 2006 și PC Privacy Cleaner. Dacă ați mai pomenit de acești antivirus, faci din familia Fake Remoc. O să scriu și pe text Fake Remoc. Dar Anti-Malware Suite e cam interesant. Reagentis Pyro-ul ăsta are un GUI care duce fișierele la altul. Aici în mijloc e scanatorul, aici este rezultatele. Și aici este computerul meu, scanează rezultatele. Iar Pinkie Pie încă nu mai e Pinkie Pie posibil. Dați-o încolo, dați-o încolo, dați-o! Malware, virus, XYZware, virus, malware. Se pare că se zemută joi folderele. Se vor duce în scanner care, într-un scanner care scanează sistemul joi. Anti-malware suite. În Windows 10. Un keylogger, un virus, un adware. Dar, stai la glimă să fiu prostitută. Ce zice să oprim, totuși? Atenție, 11 sisteme severe. Analizează acum, spune mai târziu. Detalii, actualizează. Register, mergi neînregistrat. Protecție, mizează. Se va priva că ceva file, cred că îl voi reface după examen. Proxy, dezactivează, dezactivează. Agenți, dezactivează. Infecții, cantina. Unelte, test manager. Putem să închidem. E termină aplicația, termină. Vrei să ieși din Anti-Malware Suite? Ah, da, dacă am dat pe Intesc, la Anti-Malware Suite, mă întreabă dacă vreau să ies. Autorun, Smart Antivirus 2009, sistem de registru, da. Fii tu registru, fii tu o bucată de registru, bucată de registru vei fi tu și stai glimă prostitută la magazin. Asta, au! Se pare că Rogue software-ul ăsta cred că are unelte sau opțiuni. Da. O fi... Din ce an este făcut acel Rogue software? Acel antivirus fals. În ce an a fost făcut? Acel antivirus fals. Un 2009. Wow, un 2009 a fost creat. PC Anti-Malware Solution. Aici e site-ul lui. Nu putem să-l deschidem. Nu putem să deschidem site-ul lui. Aici este... Așa, poate vă afișează complet, scanează folderul, agenți, scanare rapidă. Putem urla tot test manager, să putem rula test manager? Cred că nu putem rula test manager. Nu putem rula. Din cauza acestui fake remoc, poate îl dezactivează într-un stil bogus. Înregistrează pe bla bla bla. N-am pagina de plată, deci. Site-ul lui nu merge. La naiba. Cam nașpa cu el. Da? Dezactivează protecția. Bravo. Testul s-a dus prea târziu. De Clash of Rafael nu o să mai fac ce și ce face simptome. Clash of Rafael se vor mai privat. Am încercat să-l recalibrez. Ce am ajutor? Nu mai mi-a arătat mesajul ăsta.
Mi arată în binoclu. System scanare, mass super Pinkie Pie, Pinkie Pie n-a fost prostituat, n-a fost la video chat, că cât de-i conștientă pare să fie și ea și Starlight. Nu-i mă, deci nu vreau să caut să aceste două fete pâine cu astea, nu pot să caut. Pauză continuă, pauză, pauză, pauză. Scannerul tău de 2 bani. O să-mi spună notificări. Curând o să-mi spună notificări. Ia aici un agenții. Agent sistem. Opțiuni. Acțiuni. Spyware scanare. Protecție. Foarte frumos. Nu. Ce fel de rog? Care este, de fapt, încă o clonă de-a lui ErrorSafe și WinFixer. Dacă ați văzut de WinFixer, ei bine, rog, software-ul ăsta a fost un pericol. Un pericol în care ar trebui să ies. Dacă vrei să ieși, da. Oh, n-au găsit infecții. Spune mai târziu, bă, e cam bine să ies. Îmi spune să cumpăr dar. Ca să scap de el, trebuie să-l deinstalez. Uite cât de nervant ai să arrive când nu-i poți situat. Uite câte actualizări. O să trebuiască să iau. Oh, le deinstalează. Instalează update-uri, poate. Baze de date. Face la anti-malware suite. Ceea ce el... Nu știu cine-i pp.exe, cred că este PC anti-malware pro sau protect serviciile lui. Nu știu cine-i pp.exe, dar cred că acel pp.exe fișierul cred că provine de la acel rog software anti-malware suite. Cam multe v-am discutat despre acel anti-malware suite.